Și la Gura Humorului, pe pârtia Șoimul, din zona de agrement Arinici, au fost multe evenimente organizate în special pentru copii. Amatorii de sporturi de iarnă nu au avut nevoie de un motiv anume pentru a se încălța cu clăparii sau patinele sau pentru a se urca pe sănii. Următorul. Mulțile, 3, 2, 1, start! Un punct de interes au fost totuși și competițiile organizate și supravegheate de Școala de Schi Gura Humorului. E super frumos, cu mulți concurenți, multe emoții și cel mai bun să câștige. Bun a fost, a fost super. E o bucurie pentru mine, copilul meu face sport și face sporturi de iarnă, în primul rând, în natură și nu stă în fața unui PlayStation sau Kinect sau așa mai departe să se joace, să prefacă că schiază. Practic acest sport de la vârsta de 3 ani și îi place foarte mult, abia așteaptă. Sperăm să ningă mai mult astfel încât să ne putem simți bine în această iarnă. În rest, o pârtie minunată, organizare foarte bună și vă așteptăm la Humor. Cei mici au avut parte de un program de distracție complet, menit să-i țină pe pârtie o zi întreagă. Carnaval, aruncări cu bulgări la țintă, fotbal sau hockey cu măturoaiele, concursuri de viteză cu clăpari și multe altele. Vremea însă nu a ținut foarte mult cu organizatorii care, pentru a oferi condiții bune turiștilor, au apelat la tunurile de zăpadă. Cu eforturi supraomenești, organizatorii pârtii, administratorii au folosit tunurile 48 din 48 de ore și am reușit să creăm cât de cât o atmosferă propice practicării sporturilor de iarnă.